genul programului Pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Cătălina Solovăstru, alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Avem o veste bună, de fapt n-am adus-o noi, a adus-o unul dintre candidații la alegerile parlamentare din această iarnă, Alexandru Băișanu, pentru locatarii din blocul 48, de lângă liceul pedagogic, blocul Groazei, cum e supranumit el. De 2-3 zile, acolo este agent termic care circulă prin țevi. Sperăm să ajungă și în casele oamenilor, da, că mulți lumea au calorifere. Și-au vândut caloriferele, le-au tăiat, le-au dat la fier vechi. Acolo este o problemă de 5 ani și taman acum în campanie electorală apare rezolvarea problemei. Domnul Băișanu nu lucrează la primărie, dar s-a băgat în această problemă. Este un gest lăudabil, însă este un gest periculos, pentru că domnul Băișanu făcea un apel la primărie să dea bani, să plătească pentru ce au consumat oamenii și n-au plătit. Dacă sunt locuințe sociale acolo, nu știu care e problema. Acolo sunt proprietari. Sunt câteva locuințe la primărie, în marea lor majoritate, locuințele sunt ale proprietarilor. Deci nu sunt... Nu e cazul. Nu e cazul. Și este un gest de populism foarte grav. Și nu poți să ceri primăriei să plătească la blocul Groazei, cum mi se spune, dar să plătească la tot orașul primăria. Care este diferența între omul de la blocul Groazei și omul de pe Jambar, care nu a plătit? Bun, și s-ar crea un precedent. Poate vorbește domnul Băișanu doar despre locuințele sociale. Domnul adică Băișanu locuințele spus, date de primărie, nu știu. Eu am auzit bine. A poate zis s-a exprimat greșit. Nu, pentru tot blocul a spus. Deci este un gest de populism de la Partidul Național Liberal, domnul Băișanu, de a vorbi ca de la PPDD, să dăm la popor să fie bine. Însă domnul candidat Băișanu trebuie să gândească și la oamenii de la Termica. Pentru că oamenii de la Termica își iau salariile cu întârziere. Salariile sunt tăiate. Mâine, păi mâine rămân fără serviciu din cauza celor care nu își plătesc încălzirea și apa caldă, da? Și sunt și ei oameni, nu? De ce vinovată e tot primăria, nu? Păi nu știu cine. Tot primăria ar trebui să plătească la Termica. De ce să plătească primăria pentru unii care nu-și plătesc și ea de la Termica să sufere? Adică eu nu înțeleg lucrurile astea. Înțeleg să fim populiști în campanie electorală, dar în niște limite. Nu se face așa ceva. Și aici vine domnul Băișanu să rezolve problemele care n-au nicio legătură cu funcția domniei sale? Că e o problemă de primărie și de consiliu local. Domnul Băișanu a fost candidat și la alegerile din vară. Poate fost... le-a promis oamenilor că va rezolva problema asta atunci. Cătălina, dar și eu sunt un cetățean al municipiului Suceava și vorbesc aici despre diferite lucruri. Dar asta nu înseamnă că mă poți... Dacă mă duceam la domnul Dumitrescu să-i spun: domnul Dumitrescu, nu vreți să dați drumul la blocul Groazei la apa caldă? Cred că omul ăla s-a uitat ca la nebun și mă trimite acasă. Și dacă a fost candidat, ce? Păi așa poți să vină toți candidații să ceară câte ceva, nu? Este o chestiune, e frumos ce s-a făcut pentru oamenii aia, nu doresc la nimeni să stea. Dacă oamenii o să aibă de unde să plătească întreținerea, nu e vorba de sume foarte mari de bani, am înțeles, ei și-au exprimat un angajament că o să plătească, acolo e vorba de locuințe de 10 metri pătrați. Una peste alta nu se schimbă nimic în politica asta. Pleacă mincinoși și promițătorii aia, vin promițătorii ăștia și toate se rezolvă în campania electorală. Cum trece campania electorală, stai să vezi cum se treacă campania electorală și o să le tai înapoi încălzirea că nu o să plătească. Da. Da, să vedem ce o să facă fiecare. De asta avem alegeri odată la 4 ani. Un alt subiect de campanie electorală, am văzut-o pe doamna Norica Nicolai prezent astăzi la Suceava, vicepreședinte la PNL și europarlamentar, și a vorbit despre regionalizare. Aripa liberală a USL spune că nu se mai face regionalizarea, da. Cel puțin așa, nu cum a spus premierul Ponta, da, aripa da. PSD da, USL. Nu o să-l cred eu pe Victor Ponta, pe primul ministru Victor Ponta, și o să cred pe Norica Nicolae, care e roată de rezervă la căruța PNL. Norica Nicolae este nimeni cu acte în PNL, e vicepreședinte, cum mai sunt 400 în țara asta, vorbele ei nu contează. Deci ce spune Norica Nicolae? Chiar nu contează absolut deloc. A spus Victor Ponta că în 2013 trebuie să facă regionalizare, a spus. Doamna Nicolae a zis că nu, că mai încolo, în toamna lui 2013. Păi toamna lui 2013 e mâine. Când e toamna lui 2013? Mâine, nu? Cât mai trece timpul ăsta ca nebunul. Doamna Norica Nicolae a scăldat-o cu regionalizarea pentru că nu există un răspuns ferm din partea Partidului Național Liberal în ceea ce privește viitorul Sucevei. De-aia a scăldat-o
și a venit doamna de la București sau de la Bruxelles, de unde e venită ea, ca să le ia partea liberalilor aici, că ăștia o dau în bâlbâială, că nu știu ce să spună cu regionalizarea. Și a venit doamna și a spus că UE nu ne impune, pe urmă că o să fie, că o să facă referendum și tot a dat-o așa. Dar, repet, doamna Norica Nicolae, nimeni cu acte și ce spunea nu contează. Ne pregătim de Ziua Națională a României și am primit o veste bună, o sucevancă, o tânără în clasa 8-a la Colegiul Național Petru Rareș. A fost premiată pentru că a realizat simbolul de pe prima pagină, de pe pagina de deschidere a site-ului, a motorului de căutare Google România. Am văzut și noi în material cum arată și cum gândește. Cum gândește tânăra sucevancă, Iasmina. Da, Iasmina a făcut un desen, este impresionant desenul. Pe cuvântul meu, mi-a plăcut extraordinar de mult. Este un desen profund și cu bun simț și foarte expresiv și cu o imaginație foarte bogată și foarte comprimat. Adică a introdus foarte multe elemente într-un spațiu restrâns și este și viu colorat. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Fata asta, dacă își cultivă talentul ăsta, o să ajungă departe. Dar nici nu e de mirare. Eu am văzut fotografia și în ziare astăzi, ea cu mama ei, te uiți la om cum e îmbrăcat și vezi cam, adică nu e surprinzător. Dacă te uiți la fată cum e îmbrăcată și la mama ei, îți dai seama că sunt dintr-o familie cu gusturi deosebite. Și simbolul Google să te aleagă din 10.000 de lucrări pe tine în clasa 8-a, fiind fată în clasa 8-a, mi se pare impresionant și este un talent deosebit fata asta. Acum am văzut Google pe mâine, pe 1 decembrie o să fie pe google.ro și e chiar o performanță pentru fata asta. Dacă știe cum să-și dirigeze talentul și energiile, o să fie... cred că o să ajungă departe. Și acum, dacă tot am vorbit de 1 decembrie, o să-i anunțăm pe telespectator, o să-i anunț eu despre faptul că pe 1 decembrie, începând cu ora 16:45 de minute, Televiziunea Intermedia o să aibă o ediție specială a jurnalului, o ediție, să spunem, aniversară. Da, tu spune că nu-i campanie mâine, să nu se sperie lumea, știi? Adică nu-i invitat niciun politician. Nu o să vedem politicieni la televizor, ci o să vorbim despre Ziua Națională a României și despre cum este și va fi sărbătorită la Suceava. Și mai trebuie să spui că nici nu o să fie o ediție specială de bun gust, știi, că de 1 decembrie se face salam, ăsta, fasole cu ciolan. Nu, da. așa se... Mă gândesc că, fiind în campanie electorală, nu să-și permite niciun politician să împartă pe acolo fasole cu ciolan. Nu, dar să nu creadă lumea ca ediție specială cum se prepară fasolea cu ciolan. Nu, e altceva. O să fie o ediție specială a jurnalului cu o surpriză pe care o pregătim telespectatorilor, așa că vă invităm să ne urmăriți începând cu ora 16:45 de minute. Îți mulțumesc, Sorin, pentru prezența la comentariu. Încheiem aici, doamnelor și domnilor. Cătălina Solovăstru, sunt cu bine!